Nu este păcăleală, de la 1 aprilie plătești 330 de lei pe gigacalorie în București. Asta a decis Consiliul General astăzi. Primarul îți transmite că era necesară această majorare pentru că prețul nu a mai crescut din anul 2011. Majorarea înseamnă de fapt o dublare a prețului. Despre consecințele acestei majorări vorbesc acum cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bun găsit! Spuneți-mi, ce înseamnă această schimbare pentru marii consumatori din București? Ce efecte are asupra mediului de afaceri mai ales? Nu numai pentru mediul de afaceri, pentru cei 1,2 milioane de bucureșteni care sunt racordați încă în continuare la termoficare. Printre ei se află într-adevăr și multe companii și multe instituții publice și asta înseamnă facturi duble la întreținere, apă caldă și încălzire. Ca să vă mai dau o cifră foarte interesantă, în fiecare oră din această rețea de termoficare a capitalei se pierd 2,2 milioane de litri de apă caldă. Așa de dezastru este în această rețea, a doua ca mărime rețea de termoficare după cea din Moscova, din lume, ca să zic așa. De ce? Pentru că are foarte multe găuri, toată rețeaua este găurită din aproape 3000 de kilometri de conducte. Anul trecut au fost reparate doar 11 kilometri de conducte, iar anul ăsta e probabil să fie vreo 15 kilometri. Deci în ritmul ăsta, într-adevăr, firmele, populația vor plăti toată această factură a ineficienței și incompetenței din sistemul de termoficare. Pentru că banii ăștia care îi plătim noi dublu la întreținere, ce înseamnă de fapt? Bani pentru reparația conductelor, bani pentru lipsa de performanță, bani pentru a acoperi găurile cu care se confruntă această companie. Iar consecințele le simțim pe deplin, cu siguranță. Dacă revenim la consumatorii casnici, asta afectează bugetul oricărei familii, o știm foarte bine. Dar cum se va reflecta și în economie acest lucru? Cu siguranță o nouă ardere în inflație, adică mai punem foc pe gazul inflației pentru că toate aceste creșteri de prețuri se traduc mai departe în creșteri de prețuri la produsele pe care companiile racordate la aceste servicii le prestează, că doar nu o să plătească din propriul buzunar. Vor pune în prețuri, iar consumatorul final va plăti până la urma urmei facturi din ce în ce mai mari. Să nu uităm că de la 1 aprilie ziua păcălirilor financiare pentru români, cum i-am spus, cresc și facturile cu energia, cu gazele, se scumpesc și ratele la credit și iată crește și prețul gigacaloriei. Deci încă un val de inflație pe care l-anticipam și care anunță o sărbătoare a Paștelui ca fiind cea mai scumpă din istoria recentă a României. Va fi o adevărată săptămână a patimilor financiare pentru români de Paște, dacă nu chiar o lună a patimilor financiare, având în vedere că prețurile vor crește cu 30-50% cel puțin la produsele alimentare. Într-adevăr, domnule Negrescu, vă mulțumesc mult pentru intervenție și pentru explicații.